Salut! Eu sunt Ramon și astăzi învățăm Hora Balaco. Structura piesei este ABA. Adică avem A-ul care o să se repete de două ori, B-ul care este puțin diferit, dar pe aceeași construcție ca și A-ul, și după aceea încă o dată A repetat la final. Piesa sună cam așa. Hai să începem cu A-ul. O să împărțim A-ul în două jumătăți și o să vă explic prima jumătate, care începe de pe La. Atenție la ornamente. Dacă vrei să înveți mai bine ornamentele și să vezi ce înseamnă acestea, te rog să te duci în episoadele anterioare, unde o să găsești explicat fiecare ornament pe care îl aplicăm în piese pe caval. Prima jumătate a lui A. Făcută și mai rar. În prima jumătate a lui A avem două ornamente principale pe care le folosim. Apogeatura și trilul. Apogeatura o avem imediat după prima notă, de pe re diez pe mi. Adică... Și următoarea notă este cu tril, adică do-ul o să-l facem cu tril spre re diez. A doua jumătate a lui A sună cam așa. Puțin mai rar. Atenție la ornamente. Partea a doua, adică B-ul, sună cam așa. O să-l împărțim în două jumătăți, exact cum am procedat și pentru A. Prima jumătate, rar. Cea de-a doua jumătate a lui B sună cam așa. Cele două părți din B iar la final se repetă o singură dată A-ul, adică... Ca să facem o recapitulare scurtă a acestei piese, trebuie să ne amintim că e formată din trei părți, A, B și repetiția lui A. Adică A-ul pe care l-am explicat în două jumătăți, B-ul pe care l-am explicat în două jumătăți și repetiția lui A. Atenție la ornamente, atenție la apogeatură și la tril. Aceste două ornamente le avem foarte des în această piesă.
Cam asta a fost Hora Balaco. Până data viitoare, lasă-mi un comentariu cu ce dificultăți ai întâmpinat tu pentru această piesă și o să te ajut cu explicații suplimentare. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Nu uita să lași un click acolo jos pe butonul de subscribe. Te aștept în continuare cu noi episoade aici în canalul meu Atelier de Caval. Salutare!